Cristea. O să vină și clipele alea când vrei să pleca și tot noi stăm cu fetele. Apropo, mâine ce faci? Am uitat să dăm citirea în luna decembrie și ne-a venit acum în ianuarie pe 2 luni. Bravo, mamă! Hai, așa, hai! Opa! Încet! Ce? Da, da! Ce s-a întâmplat? Alo! Iar bine, ai îndeplinit-o și pe partea aia altă, e... Băi, am vrut, dar n-a ieșit, n-a ieșit. Toată viața ne-am contrazis, dar până la urmă am ajuns la numitor comun. Băi, e împăiată, e împănată. Aia, hai, hai, toată lumea afară, hai. E bine. Stai. Vine Irisica, avem, Mititica. Avem și clienți? Da, da. Dacă avem clienți, e bine. Hai. Și? Și? E bine, e bine, e bine. Dă-mă în față, cunoști? Hai, a doua. Mergem. De Hop. Tine. Hai. Mașalier. Așa. Întoarce mașina. Hop. Opa. Și acum. Fetița, stai fetița. Că te dau eu, stai, la. Care e fetița? Merge, lasă, știu eu care. De pe tine. Hai. Volanul, cine conduce? Irisa. Vrei și tu o jucărie? Hai. E bine, e bine, e bine. Inima mea e ca un eco. Hotel. Din când în când. Merge, merge. Mă te găsesc, nu mai cine știu. Cine conduce? Sună pe Eli. Hai. Să ne povestească. Eli White. E vecinia noastră aici. Bravo, bravo. Ia zic, cu ce te ajut? Cu nimica, tata. Ce-aș putea spune eu? Faci niște cafele pentru Paula? Da, da, facem, dar asta e întâi să strângem aici. Hop! Opa! Gelule, ce faci, gelule? Băi, la mine ține frâna, asta nu ține. Ia, hai. Vezi că are și stop, dacă vrei. Are și stop? Asta nu l-am învățat cu stopul. Hai! Gata, mergem la volan. Stai că s-a lovit. S-a speriat? S-a speriat? Da. S-a lovit. Ce-a făcut, mamă? Nu știu, e gelul să conducă mașinul. Gata, gata, mama, te gata. Te doare undeva? Unde te doare? S-a speriat, cred. S-a lovit cu capul mașină. Dar nu vrei să duci altă mașină? Că e mai simplu. Nu mai are bateria aia. Da, s-a lovit. Asta nu e încă. Gata, tătitule, fetiță bună. Te doare ceva, tata? Mama asta nu mai poate. Ea la ora 1:30 doarme. Mai lasă să stea un pic. Mama, nu mai, că uite, mă uit la ea. Atunci o duc doar pe ea și o mai las un pic pe Victoria. Gata, i-a trecut, s-a vindecat. E somn, Irisa... și somn. Plâns, e și somn la plâns. E mică. A plâns, s-a plâns Irituca. Mai plimbăm cu mașina? Nu, no, mai că o ducem la culcare. Mai vrei? Stai. Mai vrea. Hai. N-a ținut frâna, mă. Hai. Stai. Stai, 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 stai. Nu, nu, ia. Victoria, stai, tata. Gata. La mașina asta conduce și în timp ce conduci, tu n-am înțeles, n-am da, așa. Da, da. Hai, înapoi. Și acum înainte, haideți cu mine. Hai. Mai bine te poziționezi în spatele lor ca să ai viziune mai. Haideți, haideți. Hai, Victoria. Victoria. Ține cârma, ține cârma. Așa, 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 așa. Bravo! Cine pune mâna pe volan acum? Cine pune mâna pe volan? Victoria. Da? Bun, hai și plecăm. Bun. Trrrrram tam tam tororam tam tam. Și? Accidente, n-avem. Soțul meu are și el o vârstă, dar de câte ori venim aici, se coboară la nivelul lor.
Și începe și se joacă cu ele și le face fel de fel de ghidușii. Iar Victoria, care a fost învățată cu mine foarte mult, n-a vrut cu mami, n-a vrut cu tati, Paula și Gelu. Hai, hai că ne descurcăm. Bun, hai. Hai, volanul, 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 volanul. Bravo, bravo. Bravo. Frâna, că ieșim prin ușă. Hai mă, că ne descurcăm. Hai. E periculoasă mașina. Și pe casă și pe stradă e cam periculoasă. Da, da, ri, da, da, da. E, acum, hai. Volanul, volanul și plecăm. Volanul. Băi, nu s-a obișnuit cu atâtea ajutoare, iubire, nu știu ce să fac. Nu știa? A venit Paula și Gelu, stau așa, că făceam toate astea cu tine. Ei, nu mai face. Acum, nu știu, stau așa, ești pe telefon. Ești un pic stingheră. Gelu se joacă cu fetele, Paula te ajută pe tine, iubire, să plecăm. O să vină și clipele alea când vrei să pleca și tot noi da, stăm da, cu fetele. Da, am mai făcut asta, am mai făcut asta. Și o să facem. Apropo, mâine ce faci? Unde vreți să vă duceți? Nu, no, vorbesc, nu. Da, avem unde să ne ducem. Nu, pe pandemia asta. Da, nu. Auzi, mai așteptăm un pic, așa, eu aș vrea să facem o ieșire la restaurant, așa. Dar se poate face. Știu, mă, dar parcă nu mai aș no, hazarda. Nu, măsuri de protecție sunt alea. Da, parcă aș ieși așa mă, la un restaurant. Eu aș vrea într-o excursie, dar numai noi doi. Dar ai văzut ce este, când am fost la restaurant acolo? Da. Nu știam ce să facem așa, cum să ne comportăm. Da, eram, nu mai știam ce... N-am fost la hotel, atunci noi doi săraci. Da, 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 am văzut, am da, văzut. Eram așa... Și am început să vorbim tot despre copii? Da. Măi, nu te supăra, vreo două, trei locuri de-astea... Da, da. Drăguțe am și eu. Da, ce frumos da? Am fost noi atunci în Turcia, pe amândouă. Da, ai văzut? Piscina fix în fața camerei. A fost blană, blană aia. Da, păi, păi, păi. Dar era Iris foarte da, mică, da. Dar Iris era cu mințică. Victoria era mai... Aia dormea, punea în căruciori, dormea. Exact. Dar exact. Victoria era mai năbădăioasă. Da. Da, da. Și era mică, trebuia să ai grijă, nu? Sunt și... Da, mă, sunt și locuri dintre astea unde poți să, și unde poți să ai încredere. Păi aici e... Păi dacă nu e încrederea... Stai cu... Așa ce-am mai făcut, da. Nu. Deci am și eu câteva locuri da? În care știu că dacă mă duc, e totul... Ok. De unde, în țară? În țară, în România? Nu, în București. În București? În București, da, da. Deci... Gelușinant se iasă cu ele. Uite ce poate să fac. Să uită astea ca... Dar tu le vezi pe ele ce fericită sunt când îl văd pe Gelu. Da, pe da, Gelu... și pe tine. Da, nu ele... mai, Gelu se coboară chiar la mintea da, lui, da, da, se da, joacă da. Dintre asta. Cu... N-ai văzut ce... Stop, 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 stop! Hai mă, că am prins! Ai prins pilul! Accident! Accident! Toată lumea a bulit stâlpurile astea la noi. Cine da, deci eu am vrut să vopsesc și... Da, am vrut să vopsesc toată casa și stâlpurile. Am zis, mai stau un pic, că se dau cu mașina. A, nu! Păi a lovit, uite, toate colțurile. Mamă, deci știi cum sunt toți stâlpii, sunt zgriați? No, ăștia no, cred că no, trebuie no. date toate... Dacă la 20 de ani, mamă, băia de 6 ani, dai știi? Seama. Poate că voi, la vremea când ați făcut casa asta, nu v-ați gândit că v-ați lua și mașinuțe ca să facă m-am curse? M-am gândit, dar nu m-am gândit că e chiar băi, cumva, Gabriela, am zis, am văzut la mai multe case, că da. La un moment dat, la jumătatea litrului, dacă e așa de mare, se face o treabă. Da. Și m-am gândit, eu știu... Ce să fac, îmi par living cu două? Nu trebuie. Plus că dacă ai copii și... Bala... Cade. Cade, nu poți să te vin cu mașinuțele, cu trotcicletele, cu... Și azi, nu, tot la un nivel. Păi vreți, vedeți voi până când au mai crescut fetele, că ați fost nevoiți să puneți portiță la scară? Da, da, da. Asta este. Da, da. Vreți ce face acolo? Lasă-le. Da, numai că nu le mai suport. Da, mă, Emilia, dar nu știu de ce le că... Asta i-am avem timp. Că le fac eu stai că le... Urmă, da. Deci, apropo, de ce? Bă, cu apă, trebuie să beau apă acum. Bravo! După bravo, ce ducem tani. Fetele sus, facem așa? Și noi câte un cappuccino, Paula. Da! Chiar, chiar. Dacă vreți și vouă vă fac. Chiar și vouă vă fac. De... Da, și la... Că o lui Paula i-aș da o vișinată, dar cred că e cu mașina. Nu, nu. Nu, Gelu e. Nu, nu, a venit Gelu cu jeep-ul. A, păi nu. Fetele, mami, hai că-i două, frate, și hai, zice, nu stau așa mult. Lasă-le că le fac eu astea, pe urmă, bine, da? Atunci hai. Lasă că, uite, termin asta.
Hai, lasă că mai spălăvii tu jos, termină, Paula. Auzi? Da. Dar avem mașina de spălat vasă? Știi prin ce casă a crescut ea de a văzut că toată ziua până nu le curăz, nu le fac? Da, da. Da. Deci asta, da. Asta... De am hotărât... Pace acum că aș veni voi în rez, nu se atinge aici. Așa, tocmai de-aia vreau menaj. Da, mă, e normal. E normal că se trebuie ajutat. Lasă că până la urmă până tot... Tipul, acum, asta fac. Ha. Gata. Am făcut și jucăria asta acum. Bă, trebuie să fac exerciții, mă, nu se poate. Fără exerciții, cum naiba mă descurc? Ce? Ce s-a întâmplat? Alo? Ce e aici, tata? N-ai loc? Iris, dă-te mai încolo un pic. Cine scârție următorul? Încet, încet. Lasă-o și pe ea. Gata, bebică mică. Lasă-o și pe ea. Așa. Ia vezi, mai are baterie, tata? Ia, plecăm. Hai, acum, hai, condu. Opa, hai. Să te uiți și în spate, nu prea mai are baterie, tata. Ba, are. Nu, nu mai are. Păi merge singură. Păi da, mare baterie. Să-i deschid dușa, să intre, hai. Nu poți să apostii, că după aia numai asta face. Garaj, hai, dă-i în față. Parcarea din garaj. Hai, dă-i în față, hai, și înainte. Și ține volanașul. Așa, tata! Așa, hai că merge! Calcă pe toată lumea! Hai că le are! Ce simpatice sunt de la spate, mori! Vai de mine și de mine! Ia, hai în spate, tati! Manșalierul! Hai cu manșalierul! Hai să te văd! Uită-te în spate! Ține, merge! Așa. Nu prea sunt astea la... E foarte binișor! Foarte binișor. Nu prea sunt gaze, frate. Da, mă, nu merg gazele ca lumea, nu știu care e faza. Ce sunt? Iarăși foarte slabe. Și să vezi când ne-ar veni gazele. Auzi? Noi știi ce am făcut? Am uitat să dăm citirea în luna decembrie. A. Și ne-a venit acum în ianuarie pe 2 luni. Au pus cât au vrut ei. M-a dor ficatul. Știu, cunosc. Eu am o grijă, îi spun lui Gelu mereu, gata, mă duc să dau gazele, mă... Lumina. Știu, noi am uitat, am fost plecați în ziua în care ne-a sunat alarma, să punem așa. Și după aia am uitat, știi? Și când ne-am trezit, deja nu se mai putea. Da. Hai. Ia, unde e, că nu știu unde. Gata, tati, hai să mergem sus. Hai să mergem sus, hai. Bravo, fata mea cu minte. Hai, bravo, Victoria. Hai de bă. Vreau cu Paula. Paula? Vrea cu Paula, vezi? Gurița mea. Ce ți-am spus? Gurița mea mitică, Paula. Iris vrea cu Gelu și ea cu mine. Hai, și mergem sus. Și mergem sus. Ea vrea cu Paula. Lasă puțin lumină, că stai concentrată cu ochișorii mari. Să prind un gro de ochi așa mișto. Noi ne vedem destul de rar, nu ne vedem foarte des, că și cu ce se întâmplă în jurul nostru. Dar de câte ori ne cheamă sau noi dăm telefon că vrem să ne vedem, o facem cu bucurie. Și am observat și eu că ele au mai crescut puțin, normal, și se bucură de câte ori ne văd. Și asta mie face plăcere, că e o chestie cinstită, corectă, frumoasă, că la copil imediat îl simți, că e adevărat. Iubita mea! Se încălzește lăpticul, tata. Mai dă-mi o mânuță. Ah! Să mă satur așa. Nu. Iubita mea! Ia, ce vrei să-ți dau drumul jos? E rece. Da, tati! Mergem sus să ne culcăm, haide! Toată lumea haide. Sus! Everybody sus! Toată lumea sus! Vă duceți voi cu ele sus? Nu, hai și tu, Paula! Hai voi și... două vă duceți! Haide! Eu după tine dacă nu urci. Da. Everybody sus! Hai! Haide! Lasă-l pe Gelu! Lasă-l pe Gelu, că vine acum! Măi, o sfoară mă, nu mă! Noi cu fetele! Hai, doar fetițele sus! Te vrea, Gelule, tu nu vezi să urci! Hai, somnușor! Hai până acolo și până mă cobor! Haide, mama! Haide, amândoi!